Salut, aventurilor, eu știu, frate, astăzi să facem un videoclip mai special. Astăzi vom face picurile pentru noul turneu de CSGO, pentru noul major de CSGO care va începe peste 3 zile. Am 4 euro în Steam Wallet, sper că mi ajungă pentru că va trebui să cumpărăm niște sticăre ca să pariem cum a venit pe o diferită echipă. Chiar că vă arăt cam cum stă treaba. Dacă mergem la tabul de watch, avem acest panel, panou, unde putem să alegem, să pariem cum a venit legal pe CSGO, ce echipă credem noi că va trece de preliminari, da? Aici, momentan, nu putem să pariem decât după... Vedeți că... nu putem să... pariem deocamdată decât pe aceste trei chestii când se vor deschide, pentru că... momentan nici nu s-au jucat preliminarii, de mai sunt 3 zile, după cum am zis. Eu am 4 euro, sper că mi-a ajungă. Și, practic, cu fiecare... cu fiecare aici la preliminarii, decizia corectă este un punct, da? În partea asta la altă, decizia corectă la astea de aici, decizia corectă valorează, de exemplu, 3 puncte la preliminarii, aici valorează... ...12 puncte. Dar aici... la play-off-uri se dau cel mai multe puncte, 12 puncte și așa mai departe. Și dacă voi câștigați 25 de puncte în total, veți lua pinul de bronz pentru acest pick-up. Deci e foarte super. Haideți să vedem ce vom face la preliminarii, unde vedeți că încep în 3 zile și se închide votul când încep. Aici vă întreabă cele două echipe care vor one of the two teams that will advance from the preliminaries. Aici, practic, o echipă care va învinge, care va ieși, una dintre echipele care vor ieși, să zic așa, ne învinge din preliminarii. Eu aici zic, bă, eu aș paria pe, nu știu pe cine să pariez, dar, Gitu Sport pare o alegere bună aici, dar, să zic Navi, mă, haide să jucăm cu Navi. Eu cred că Navi va ieși neînvinsă din preliminarii și, după cum vedeți, sticker-ul costă 0.85. Eu o să-l cumpăr acum, am 4 euro și ceva. Nu știu dacă o să mai ajungă să cumpăr, dacă nu o să mai băgăm bani, adică am cumpărat sticker-ul, l-avem aici. Și dacă veți... dacă veți alege corect, automat veți primi... veți primi aici un punct. Fiecare punct pe decizie corectă. Deci dacă Navi va scăpa nebătută din preliminarii, eu o să fac un punct. În schimb, aici trebuie să alegem o echipă care credem noi că va ieși bătută de toată lumea din preliminarii. Bă... eu nu știu, o să aleg pe, de exemplu, soldații spațiului ăsta, pe care chiar n-am mai auzit de ei. Da? Sau... da, uite, hai să alegem pe ăștia, că eu nu cred că ăștia vor
ajunge ei vreodată în preliminarii, da? Haide că le fac picul, de exemplu. Aici vă spune în felul motor. Curastuța. Sunt răcit. Alege 7 echipe. Deci dacă mie mi-e aceste două, iau 2 puncte din stat. Alege 7 echipe, cele 7 echipe care vor ieși din preliminarii. Și aici pot aleg de exemplu. Asta am zis că eu cred că o să iasă de exemplu FaZe, automat. Mai am bănuți deocamdată să cumpăr, da. Cred că o să iasă FaZe Gaming. Și o să mă duc să-i aleg și pe ei. Ca ieșind din preliminarii, adică nu cred că se vor opri în preliminarii. Deci asta ar fi 3 puncte. O să iasă... cine mai ieși de aici? G2 Sport, sunt aproape sigur că o să iasă. Da, deci G2 Sport sunt o echipă... zană bombă. O să-i pun și pe aici. Pe urmă, cred că o să mai iasă... Sper că mai iasă... Envier, pentru că n-au mai făcut nimic de la un campionat de mult timp. Și deja nu mai avem bani de pariat momentan, dar o să mai adaug eu acum imediat niște bănuți pe Steam. Și vă arăt și vouă cum adăugați. Deschideți Steam-ul, mergeți la wallet. Și, mamă, îmi vedeți toate payment-urile de aici. Dar nu contează. Și dați pe Add Funds to your wallet. Și o să mai dau, de exemplu, 5 euro, da? O să dau cu PayPal-ul. Nu-mi trebuie momentan mai mult de 5 euro, da? Mă loghez cu PayPal-ul. Frumos. Elegant cât de cât, pentru că nu mai am bani. Bun, stai login first, așa. Parola. Doar o secunde. Nu credeam că asta așa spun pe sticălele, stați puțin. Și dau aici agree in continue. Am cumpărat cei 5 euro pe Steam, după cum vedeți. Am 5 euro și ceva în balanță chiar acum. După care o să merg înapoi în Senco și o să continuăm să cumpărăm. Deci am zis că Navi iese nebătută, am zis că asta o să iasă bătută de toată lumea. Ce trebuie să mai alegem aici? Bă, Vega squad asta a fost foarte slabă, da, n-aș paria pe ea. Avengers, sunt multe de care n-am auzit. O să pun pe Cloud9. Bun, deci punem pe Cloud9, că se va califica, Doamne ajută. E una dintre... Așa, mai punem pe... Team Liquid, automat. pentru că eu cred că sunt foarte grave echipele. N-ar trebui dacă... echipele mari se pregătesc să existe surprize. Și încă două care trebuie să se mai califice. Eu zic că... Flip Tactics, care au avut o prestanță extraordinară în ultimul major, se vor descurca că iasă din preliminarii. Bine, desigur că e posibil să nu fie chiar așa cum spun eu. Dar... Și ultima echipă voi paria, uite, pe
Să zic pe Quantum, dar nu știu dacă Quantum e că poate că Vega Quad Uite, o să pun în cazul ăsta pe mouseport automat. Cum nici n-am văzut că există mouseport acolo. Clar, mouseport o să ia. Dar nu cred că... nu cred că o să iasă neînvinși. Pentru că de-aia am pus și Navi, eu am încredere în Navi, e una dintre echipele mele preferate. Virtus nu joacă. Asta e nașpa, de-aia n-am pus, am ales dintre echipele care joacă. Eu astea cred că o să fie echipele care vor merge mai departe. Sincer să fiu, pot exista surprinse, dar dacă mi-e toate pronosticurile, o să fie ok. Deși nu cred că o să meargă din prima. Însă vreau să vă spun că dacă pierdeți o chestie de aici, o să vă, de exemplu, dacă să zicem nu se califică FaZe, o să pierd sticker-ul cu FaZe. Dacă FaZe merge mai departe în Group Stage, unde o să pot vota, voi rămâne cu stickerul și pot vota. Dacă nu, trebuie să cumpăr un sticker de la o echipă care se află în Group Stage în locul lui FaZe. Cam asta e cu predicțiile mele. Ziceți-mi voi ce părere aveți. Puteam să pun Vega Squad, care Vega Squad a fost la ultimul major o surpriză foarte mare și a reușit să ajungă foarte departe, dar tot nu cred că ei o să reușească să iasă și din dat de data asta Bahama curat atât de departe. Astea sunt pronosticurile mele, mă, boșilor. Voi ce pronosticuri aveți? Voi pariați pentru chestia asta? Sper să adun până la final 25 de puncte ca să-mi pot lua și eu acest picăm, această insignă. E o insignă aici, cum ar veni, știți? Deci, dacă echipele vor pierde, toate aceste sticăre vor dispărea până. De exemplu, dacă Navi nu se califică sau nu bate, cine am zis eu, Navi la 0, o să-mi dispară stickerul. Pentru că am pierdut pariul, dar eu am încredere foarte mare în Navi și o să vă învăț acum cum luăm drop dacă ne uităm pe Twitch la campionatul de CSGO, da? Trebuie neapărat să aveți un cont de Twitch gratuit, 2 secunde să deschid un browser. Intrați pe twitch.tv, pentru că bănuiesc că acolo, de fapt nu bănuiesc. Sigur acolo se vor ține meciurile. În momentul când ați intrat pe Twitch, trebuie să vă creați un cont gratuit. Eu o să dau login pentru că deja am un cont. Am un stai că nu vreau să meu. Bă, nu vreau să meu strike. Te rog frumos, stai să... Ce pana aia? Nu... What the fuck? Stați un pic. Hai să dăm pe... Mamă, nu vreau, da. Bine, bă, stai din gură, ok? Ok. Hai să ne rugăm. Trebuie să... aveți în primul rând un cont de Twitch. Să vă știți parola. Și pentru a primi drop-ul când vă uitați la CSGO, că știți că se dau cutiile alea drop. E, pentru a primi un drop, trebuie să dau iar de pauză, fac. Trebuie să mergeți pe contul vostru, pe... după care mergeți la settings. Și aici, opa, fac, oricum trebuie să schimbi mail-ul ăla. Aici trebuie să dați pe pe tabul connection pentru a primi tab pentru a primi drop-uri și aici trebuie să vă logați Steam-ul, da? Eu am deja Steam-ul logat. Dacă voi nu-l aveți, vi-l logați din nou. Dacă dau disconnect acum o să-mi
De fapt, hai că dau și eu Discord, că mă login din nou cu voi. Să vedem cum se face, deci dau un referere că nu sunt logat, dar pe connect la Steam. Username-ul Steam-ului. Parola. Și automat o să vă cheamă Steam World de pe telefon. Q, Y, Q, N, Y. Că așa veți putea primi drop-ul dacă vă uitați pe Twitch. Dar, mare atenție că nu o să vă trimită un trade offer. Deci dacă vă uitați la un major și cineva vă trimite un trade offer dubios, nu, să știți că nu sunt cei de la turneu, pentru că atâta timp cât v-ați legat contul de Twitch cu Steam-ul, cum v-am arătat eu, ei o să vă bage cutia aia direct în inventar, fără că trebuie să acceptați voi un trade offer. Deci, dacă faceți așa, sigur veți putea primi drop-ul. Bine, dacă faceți asta, nu înseamnă că primiți drop-ul de automat, pentru că vă dați seama, sunt aleatorii și din miile de player care se uită pe Twitch, doar cei care au contul legat la Steam, contul de Twitch, vor putea primi drop-ul, dar e aleatoriu, adică să alinge un număr de la 1 la 200.000 cât se uită. Deci da, asta este, dar așa aveți o șansă reală de a vă pica cutii. Dacă doar vă faceți un cont pe Twitch, sau dacă doar vă uitați pe Twitch fără să fiți logați și fără să aveți contul de Steam logat la Twitch, nu aveți șansă să câștigați o cutie. Dar așa aveți o șansă. Cam asta a fost videoclipul, îmi pare rău că a fost cam lung, eu am fost Kio, spuneți-mi predicțiile voastre în comentarii și dacă o să măriți turneul de CSGO pe Twitch împreună cu mine. Bine, nu o să-l comentăm pentru că ne luăm copyright, dar spuneți-mi voi dacă o să-l măriți și care sunt predicțiile voastre. Eu am fost Kio, nu uitați să vă abonați, să dați un like, share și subscribe. Și am ieșit.